În acest moment, în Institutul Marius Nasta, nu mai avem locuri pentru pacienții care sunt confirmați cu infecție SARS-CoV-2. E adevărat însă că în celelalte compartimente activitatea se derulează absolut normal și sunt locuri și pentru pacienții care au nevoie de consult pneumologic sau chirurgie toracică sau pacienții cu suspiciunea de tuberculoză. Însă, într-adevăr, e o situație cu care Marius Nasta, din momentul în care și-a deschis secția COVID, nu s-a mai confruntat. Suntem la capacitate maximă. E adevărat și că lucrurile nu rămân statice. O parte din pacienți sunt testați pentru a vedea dacă pot fi externați în zilele următoare. Însă, e o situație care trebuie să ne atragă atenția și să ne facă să devenim probabil fiecare din noi mai responsabili. Cum vedeți, doamna Mahler, pentru că poate oamenii care se uită și cei care aud comunicarea, în special din partea reprezentanților grupului pentru comunicare strategică, poate că, na, știți cum e, l-au auzit pe Raed Arafat, l-au auzit pe Nelu Tătaru spunând, domne, începem să fim îngrijorați, e o chestiune care nu poate să rămână așa. Peste 300 de cazuri în fiecare zi pentru Beatrice Mahler, profesionist în zona aceasta, și mă refer aici la bolile care ating plămânul într-un fel sau altul. Ce vă spune această cifră constantă deja în ultima perioadă? Că ne-am relaxat, că este o reacție oarecum cu un grad de normalitate, însă este foarte important cum ne poziționăm în acest moment noi ca societate și pentru că trebuie să ținem cont de faptul că în spitale lucrează oameni, personal medical care a trecut printr-o perioadă extrem de dificilă, o perioadă cu un grad ridicat de stres, care a fost dublu, aș putea spune, pe de o parte activitatea medicală, pe de o parte familia de acasă care s-a temut să nu fie cumva îmbolnăvită de fiecare angajat. Iar acum urmează perioada normală a concediilor de odihnă, deci vom lucra cu personal la o capacitate ușor diminuată, lucru absolut legal și firesc, pentru că burnout-ul nu e de dorit pentru cadrele medicale, însă societatea trebuie să înțeleagă că trebuie să ne ajutăm unii pe alții și că recomandările făcute de autorități pe care le spuneți și dumneavoastră în fiecare zi și noi le rostim și le trecem inclusiv în biletele de ieșire din spital, nu sunt doar reguli care trebuie spuse, ci trebuie respectate. Da, probabil că nu ne place și am zis încă de la momentul la care ne-am orientat către zona de relaxare că e mai simplu să te uiți la responsabilitatea pe care o are o entitate alta decât fiecare dintre noi și e foarte complicat să asumi că de fapt îți aparține responsabilitatea și pentru ceea ce se întâmplă în viața ta și pentru ceea ce se întâmplă în proximitatea ta până la urmă. Sunt decizii pe care le luăm în fiecare zi. Dar în momentul în care ați văzut că s-a ajuns la capacitate maximă, mie mi-a semănat, citind declarațiile în legătură cu această chestiune, mi-a semănat cumva puțin, știu că poate suna ca o exagerare, cu situația din Italia și Spania, la momentul la care exista capacitate maximă și oamenii, în special personalul medical, trebuia să discearnă sau să aleagă între tineri și bătrâni. Și mi se pare că e nedrept să se întâmple lucrul ăsta. Partea bună este că Bucureștiul are locuri și că sunt încă spitale care, unde cazurile diagnosticate pot fi direcționate. Însă dacă un spital de fază 2 a ajuns în punctul în care nu are locuri, e adevărat, numărul de locuri pe care are Institutul Marius Nasta nu este foarte mare pentru acești pacienți, pentru că noi în toată această perioadă am oferit și alte tipuri de servicii. Dar e un semnal care atrage atenția asupra unei evoluții pe care puțin dintre noi ne-am dorit-o și cu siguranță trebuie să o depășim, dar trebuie să ne facă atenți la modul în care sunt nu doar coordonate lucrurile și nu doar așa cum a spus dumneavoastră, așteptăm ca alții să facă treabă, ci cum fiecare dintre noi pune umărul să rezolve această situație, pentru că și eu și dumneavoastră suntem până la urmă cetățeni și circulăm pe străzi și ajungem în magazine și vedem ceea ce se întâmplă, lucruri în care marea majoritate respectă regulile, dar e suficient ca acestea să nu fie respectate odată, pentru că gradul de infecțiozitate al acestui virus este extrem de mare Chiar și voiam să ajung aici pentru că noi am început emisia arătând Hora de la Mamaia, că practic atâta putem. Hora de la Mamaia însemnând că sunt oameni care s-au apucat să danseze ținându-se de mâini, fără distanță socială, în jurul unei terase. Și stăteam și mă gândeam că fix asta cred că nu mai credem, că se poate lua foarte ușor.
pentru că lumea zice, bun, dar uite, până acum nu mi s-a întâmplat să intru în contact, până în acest moment, cum de n-am fost într-o situație de risc? Păi, în urmă cu 2 săptămâni a fost deschisă vama veche, acum vedem că avem cazuri în vama veche. Din păcate, e un lanț epidemiologic pe care, sigur, cetățenii nu sunt obligați să-l cunoască, dar a fost repetat de atâtea ori încât după un asemenea moment ne așteptăm ca la 2 săptămâni să apară primele cazuri confirmate, pentru că este... ar fi foarte bine să nu fie așa, dar este riscant și există posibilitatea ca o persoană asimptomatică să fie contagioasă și să poată să devină punct de plecare a unui focar de COVID. Și o ultimă întrebare, doamna Mahler, cât de tare, deși păreți un om foarte, foarte calm și așezat, mărturisesc că aș vrea să preiau puțin din energie, pentru că pe mine mă enervează foarte tare când după atâtea luni încă mai avem și chiar susținută, după ultimele cazuri, după tot ceea ce s-a întâmplat și cu persoane publice cunoscute de la noi, încă mai există retorica conspirativă, cumva, că nu, de fapt nu există, e tot o manipulare. Cum răspundeți când auziți această chestiune? Eu aici am cuvinte doar de laudă la adresa dumneavoastră, a celor care faceți presă și ați reușit să transmiteți și să fiți de partea noastră a cadrelor medicale. Este poate în experiența mea medicală, nu vreau să spun doar de manager, momentul în care această perioadă a fost momentul în care am simțit că suntem chiar o echipă, presa și cu împreună cu corpul medical. Și că, sigur, singura soluție este informarea corectă și marșarea pe astfel de lucruri. Pentru că știm foarte bine, veștile proaste circulă repede, veștile bune ajung mai greu să ne amprenteze, însă repetarea lor este soluția. Mă deranjează, dar nu este ceva nou. Este exact situația pe care o avem la persoanele care consideră că fumatul le fac e doar un obicei plăcut și nu... Da, măcar că luăm în calcul, eu fiind fumătoare, deci nu o să fiu ipocrită, măcar că luăm în calcul să evităm și să nu promovăm acest viciu ca să nu-l ducem la alții. Dar aici e o chestiune care ne poate afecta pe noi toți, deci e nepotrivit să spun eu, având probe, nu știu de unde, de la... Sfântul Petru, că n-am cunoscut niciun caz, deci nu există. Adică este de o naivitate vecină cu prostia. Este poate modul în care noi negăm lucruri care ar putea să ni se întâmple, pentru că este mai comod și mai simplu așa. Însă realitatea este alta și cu siguranță o vedem cu ochii noștri și din păcate unii dintre noi o și trăim.